acel centru lansat astăzi, un centru pentru cetățenie, ce reprezintă acest centru, cum va funcționa, dacă ne puteți oferi mai multe detalii. Acest centru vine în continuarea a unei inițiative pe care am avut-o în primăvara acestui an, primăvara-vara, și anume o premieră pentru viața politică românească, și când spun românească mă refer și la cea de la București și la cea de la Chișinău, și anume organizarea unui atelier legislativ pe subiectul cetățeniei române. La acele întâlniri, pentru că au fost două întâlniri, ne-am gândit că ar fi nevoie de existența unui centru anume în care cetățenii să vină pentru a li se oferi diverse informații sau asistență privind procedura de redobândire a cetățeniei române. Pentru că știm că există anumiți intermediari care percep sume uneori exorbitante pentru simple informații. Ce trebuie să dețină un dosar, cum se completează o simplă cerere, ce trebuie să facă ulterior depunerii jurământului, etc., etc., etc. Și atunci am convenit ca împreună cu reprezentanții Blocului Unității Naționale, un ONG de la Chișinău, să organizăm acest centru și, dacă tot avem la dispoziție biroul parlamentar care există aici la Chișinău, să oferim acea asistență timp de 3 zile pe săptămână, marți, miercuri și joi, tuturor celor care au nevoie de astfel de informații. Unde se pot apropia oamenii, de când, ca să știe exact? Pe săptămâna viitoare este biroul parlamentar lângă Uniunea Scriitorilor Careper, 31 august 1989, numărul 98. Domnule Țurcan, un astfel de centru în Republica Moldova, în condițiile în care, dacă să mergem pe lângă Consulatul României și nu doar din Chișinău, să vedem foarte mulți intermediari care propun tot felul de servicii pentru oamenii de aici, e necesar? De aceea și există deputați oficiali care sunt chemați să rezolve asemenea probleme care intervin și care dăunează uneori unor percepții care există în Republica Moldova. Și dacă mergeți la consulat sau la alte instituții oficiale românești din Republica Moldova, veți găsi oameni care nu înțeleg prea bine încotro să se îndrepte pentru a-și rezolva o problemă de buletin sau de pașaport. Și toate aceste lucruri, încetul cu încetul, trebuie să se rezolve pe măsură ce tot mai mulți cetățeni moldoveni încearcă să-și redobândească cetățenia română.